Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Portrete Conturate. În deschiderea emisiunii noastre de astăzi ați avut posibilitatea să o vedeți și să o ascultați pe Alexandra Anușcă, o tânără soprană născută în județul Alba, la Blaj mai exact, care acum este studentă în anul 2 la Conservatorul din București și care astăzi este oaspetele emisiunii noastre. Alexandra, îți mulțumesc că ți-ai rupt din timpul tău foarte bine drămuit, ca orice solistă, ca orice interpretă lirică, ca orice artist, ai timpul foarte drămuit. Ne-ai acordat și nouă, iată, o jumătate de oră ca să realizăm această emisiune, să încercăm să-ți facem, împreună cu colegii mei de echipă, un portret, să-ți conturăm portretul de soprană în momentul de față și de nădăjduim și îți dorim mare soprană în anii care urmează. Să le mulțumim la început colegilor și prietenilor noștri de la Muzeul de Istorie Augustin Bunea din Blaj, care ne-au asigurat acest cadru minunat în care realizăm interviul nostru. Așadar, soprana, tânăra soprană, Alexandra Anușcă, vreau să te întreb, eu te știu de când erai mică, sunt prieten cu părinții tăi, ne știm de o mulțime de vreme, te-ai gândit tu vreodată, când erai mică, că o să ajungi la conservator, că o să cânți așa cum cânți, telespectatorii noștri au văzut doar o mostră dintr-un recital, dintr-un concert al tău, te-ai gândit vreodată să abordezi muzica de operă sau doar să cânți pur și simplu? În primul rând, bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Eu îți mulțumesc. Dintotdeauna mi-am dorit să devin cântăreață, însă muzicii clasice i-am prins gustul abia în liceu. După ce am început să văd despre ce-i vorba, am început să ascult, am început să văd ce înseamnă să cânți bel canto. Dar dintotdeauna mi-am dorit să ajung pe scenă, să cânt, să dăruiesc oamenilor o bucurie, să îmi placă ce fac și să mă bucur împreună cu publicul și să am conexiune. Până să descoperi frumusețea muzicii de operă, cantoului, cum ai descoperit cântecul? Cine te-a descoperit că ai voce? Cine ți-a spus, uite, s-ar putea să? Da. Eu am luat lecții de pian când eram micuță. Dar nu, știam că nu asta e drumul meu, cu toate că pianul a fost o inițiere bună. Și întotdeauna am insistat în fața mamei, în fața tatălui meu, să mă ducă, să văd, să ascult, să mă asculte cineva. În clasele primare și în gimnaziu am cântat în grupul folcloric Dor Blăjan. Eu mi-aduc aminte de tine și atunci, dacă m-ar fi pus cineva să jur că tu o să ajungi o cântăreață de operă, o soprană, am zis, domnule, este imposibil. Erai în clasa 8, erai în gimnaziu, da. Cântai cu grupul de fete pe la ziua recoltei, pe la serbări școlare, pe la serbări în oraș, la Blaj. Mie, sincer, îți spun, și o să mai povestim despre asta, nu mi s-a părut, bine, eu afon totalmente cum sunt, nu mi s-a părut că ai fi o voce cu totul special, o voce care poate, sigur, educată fiind, să ajungă la performanțele la care ajungi și la care nădăjduim să ajungi la performanțe și mai înalte de aici înainte. Deci, de la muzica populară la canto, care a fost pasul? Cine a fost cel care te-a sfătuit să treci? Prima mea profesoară de canto, doamna Carmen Negulescu. Să le spunem prietenilor noștri, liceul l-ai făcut la Cluj, la liceul de muzică. Da, liceul de muzică Sigismund Tăduță, acum este colegiu. Da. Dar prima dată când am mers la o audiție să mă asculte cineva pentru a intra în liceu, a fost la doamna Carmen Negulescu, a fost profesoară la liceu de muzică din Cluj. O bună profesoară. Foarte bună, da, una dintre cele care a scos cei mai mulți copii. Da. Și dânsa mi-a zis, m-a întrebat, zice, tu ce vrei să faci? Și eu am zis, știți, v-am pregătit și eu să vă cânt niște colinde. Dânsa, evident, a fost foarte surprinsă când...
Asta când te duci la o verificare sau la examen? Da, la verificare, la verificare. Așa. Deci, ok, pune să cânti tu, Colinde, lasă că facem noi niște vocalize. Și în prima instanță m-am dus până în contra-do, ceea ce e foarte mult pentru clasa noua, în condițiile în care nu am cântat niciodată. Contra-do, pentru mine, neștiutorul, este ceva mai sus, nu? Da, este da. 2-3, e deja supra-acut. E acutul și pormai supra-acut. Da, tot încearcă sunt, dar da. Nu pot azi. Și dânsa mi-a zis că da, am ambitus și am ce trebuie să fac. Am materialul cu care pot să lucrez pentru Bel Canto și pentru ceea ce vreau eu de fapt. A fost un pic ciudat pentru că nu mă așteptam să îmi placă, să vreau să fac în continuare. Eu plecând cu ideea că eu o să cânt muzică ușoară, că o să cânt ce ascultam de fapt. Da, da, da. Dacă nu ascult și alte lucruri, normal că asta știi. Da. Și după verificarea de la Cluj a urmat examenul de admitere la liceu. Pregătire, un an, un semestru de canto și pe urma admiterea la liceu, da. Bun. Iar în liceu? În liceu... Perfecționare. Da, în liceu am început să vorbim, mi-am schimbat profesoara, doamna Carmen nu mai putea să ia elevi și am fost transferată la eleva dânsei, Crina Hrehurciuc. Cu ea am început ușor să-mi văd despre ce-i vorba, cu toate că lucrurile erau foarte ambigue pentru mine. Era un lucru foarte nou. Abia în clasa 11-a, când am trecut la Daniela Păcurar, la doamna profesoară, am început, de fapt, să văd ce înseamnă bel canto, cum se ascultă, ce trebuie să ascult în muzică. Se spune că în artă, în general, și în teatru, iată, și în muzică, este firește nevoie de talent, dar este mai mare nevoie sau contează mult mai mult pentru o carieră munca. Te întreb și pe tine, talent este evident că ai muncit mult, sigur că mai de muncit și de aici înainte, dar până să ajungi aici. Da. Câte ore, de pildă, într-un liceu de muzică, la secția de canto, se lucrează? Din păcate, în liceu sunt foarte puține ore. Ceea ce contează este studiul individual și cât de repede prinzi informația și de la profesor și de la oamenii care au ceva să-ți spună în ceea ce privește meseria ta. Și studiu individual însemnează ce? Studiu... Că la tine acasă, da, cânti Adio del Passato, până ți iese bine, sau Brindisi, sau da. Orice altceva. Da, astea pot să le fredonez încă. Da. Deocamdată vocea mea este destul de crudă pentru ele. Dar studiu înseamnă solfegiu, înseamnă citire de note, înseamnă ascultat foarte mult, înseamnă pus tehnică, pentru că tehnica e cea care contează. În primul rând, după interpretare, bineînțeles, și după ceea ce simți, e cea care te ajută să transmiți tot ce ai. Undeva la 2-3 ore pe zi, toate însumate. Oricum, în liceu, foarte vocile fiind mici, fiind la început, nici nu e recomandat foarte mult să studiezi fără o îndrumare. Și atunci orele la liceu le țineam, aveam de 3 ori pe săptămână. O dată cu o repetiție și de 2 ori cu canto, cu doamna profesoară, ore în care prindeam și studiam foarte mult. Ai vrut vreodată să abandonezi în liceu? Adică ți-ai dat seama, poate nu-i de mine, poate este prea greu, poate este prea pretențios, poate sunt prea mulți, mă rog, prea multe, care vor să facă chestia asta. În sfârșit, ai avut îndoiele, ai avut ezitări, ai zis mai bine las că încă sunt foarte tânără, o iau eu pe alt drum. Nu am avut ezitări, pentru că în clipa în care am decis că eu vreau să cânt, asta se întâmpla. Ești un om ambițios, ești un om care odată pornit nu mai dă înapoi? Da. Da? Nu. Dacă văd că lucrurile nu merg așa cum simt, mă retrag. Dar dacă intuiția mea îmi spune că sunt pe drumul cel bun în pofida celorlalți și în pofida ce se spune, atunci da, continui. Pentru că ceea ce simt eu și ceea ce și vocea mea și intuiția mea și tot sistemul meu de a vorbi și cu universul îmi spune că da, atunci da, merg. Bun. După liceu, evident, admiterea la conservator.
la conservatorul din București, care se cheamă acum, pe vremea se cheamă Conservatorul Ciprian Porumbescu. Da, acum se cheamă cum? Universitatea Națională de Muzică București. Fără Ciprian Porumbescu. Fără, păi de ce păcate. Să mai pe Ciprian Porumbescu, că punem în sfârșit. Da. Nu-i vina ta și nici a mea. A fost greu examenul la conservator? A fost o competiție. Câți ați fost pe un loc? De pildă, câți mai sunt pe un loc acum la conservator? Am fost câte doi pe loc. Multe locuri. Noi, în anul meu, suntem 17. Am fost doi pe loc. Între timp au mai venit, au mai plecat. Dar competiția a fost una destul de la limită, destul de cărâncenă, dacă nu-i prea mult spus. Da. Pentru că sunt oameni buni și sunt oameni care au ceva de zis cu vocea lor și la momentul respectiv erau foarte bine puși. Mi-aduc aminte că îmi spunea tatăl tău, povesteam când erai tu în perioada admiterii la conservator, că multe dintre colegele tale de concurs, de admitere, erau deja fete care aveau premii naționale la concursuri de canto, care trecuseră și aveau oarecare emoții. Pentru că nici tu nu erai departe de premii, dar, mă rog, nu, nefiind din București, nefiind din lumea în care muzica este la ea acasă în București, sigur că și la Cluj, dar București este altceva, pentru că tu ai dat la București, asta trebuie să spunem, examenul avea o emoție, dar ai luat examenul, ai luat chiar bine. Da, l-am luat și am... Ce ai cântat? Cu ce ai impresionat comisia? Am cântat un lead de Lib, Le Fille du Cadi. Am cântat aria Adinei, Prendi, din Elixirul Dragostei. Și am cântat Ochii albaștri zdrăgălași, de Eduard Caudela. Și încă o piesă pe care acum nu mi-o amintesc exact. Da, da. Dar a fost un repertoriu frumos. Și da, în juriu, în comisie, cine era? În comisie au fost profesori din conservator. A fost, din păcate, profesorul meu cu care lucrez acum nu a putut să fie în comisie. Maestru Ion Voineag. Da, Ionel Voineag. Ionel Voineag, da. Un mare artist liric, da. Foarte mare și sunt mândră că sunt la clasa dânsului. Am fost profesor din conservator, să vă zic exact cine atunci știam, dar nu, din cauza emoțiilor, a fost o nebunie totală. Și la clasa profesorului Ionel Voinea, cum ai ajuns, dânsul te-a ales? Da. De regulă profesorii și aleg profesorii de la teatru și de la conservator, pun ochii pe elevi și uite, pe el îl iau. Da, era pe vremuri. Am fost la dânsul să mă asculte în clasa 12-a, în al doilea semestru, am fost să mă asculte. Încă auzisem de el și fiindcă știam că este unul dintre bunii profesori, da, care a dat mulți, mulți artiști lirici, care sunt astăzi nume și la operă și la teatru de operetă și peste tot. Da. Le-au fost studenți. Da, 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 într-adevăr. Am decis că dânsul este unul dintre aceștia cei buni și atunci am mers să mă asculte și mi-a spus că sunt pregătită, că pot să intru. Asta se întâmpla în februarie, admiterea era în septembrie și asta mi-a zis ce lucru care m-a impresionat. Că pot, dacă mâine dau admiterea, eu intru sigur. Bineînțeles că, inclusiv psihologic, foarte mult m-a ajutat tot ce mi-a zis dânsul și încurajările și susținerea pe care mi-a acordat-o. Eu mi-aduc aminte iarăși de examene, de perioada examenelor, pentru că și eu, într-un fel, eram interesat de izbânda ta, pentru că sentimental m-am implicat și eu în lucrul ăsta. Și mi-aduc aminte că îmi spunea o prietenă comună, o soprană de la Teatrul de Operetă, Gladiola Nițulescu, cu care tu ai lucrat. Ea este și o bună profesoară de canto și Gladi îmi spunea că soțul ei, un mare cântăreț de operă, Mihnea Lamatic și Ștefan, băiatul lor care este și el la conservator, în timp ce tu repetai cu Gladi pentru admitere, ei ascultau, ei sunt niște fiare, și Mihnea și Ștefan, adică nu iartă nimic. Și îmi spunea Gladi, să știi că și Ștefan și Mihnea mi-au spus, uite, este o voce bună, fata are o voce bună. Și atunci i-am spus și tatălui tău și zic, trebuie să avem curaj, dacă doi răi
spun că Alexandra cântă bine, înseamnă că e bine. Dar pe urmă ai confirmat pe deplin calitățile tale vocale. Da, am avut un rock foarte mare cu doamna Gladiola. Uh-huh. Este o femeie excepțională și m-a ajutat. Este și un om mare, enorm, mare cântăreață, da. Și un om, da, cum se cade, și bun și generos și Mihnea, la fel, fără îndoială, soțul ei. Bun, în conservator a intrat deja în primele spectacolele de an, fără îndoială, în roluri, a început să cânți pe lângă partituri, solo, eu știu, liduri, arii, ați... Așa se face la școala de muzică, nu la conservator. Da. Primul tău rol care a fost în... Eu am avut debutul anul trecut, în iunie, în rolul lui Lizzie, din opereta Lăsați-mă să cânt, de Gherase Dendrino. Dar pe parcursul anului am colaborat cu clase de operă, clasa de operă a doamnei Elită Băcaru, Hogea, și a domnului Petrovici, unde s-a pus în scenă la Boem, o producție mare și excepțională, cu clasa de master. Noi, bineînțeles, fiind boboci, am cântat în cor, dar a fost o experiență care m-a marcat și care mi-a prins extraordinar de bine în evoluția mea. Pentru că tot ce am învățat muzical și scenic sunt o bază acum. Adică mi-a prins foarte bine. Debutul l-am avut în operetă, tot așa printr-o, nu știu dacă îmi zic, întâmplare. Tot este o întâmplare. Da, sau nu. Una dintre colegile care trebuia să cânte rolul nu putea. Trebuia să plece. Fiind din Republica Moldova, trebuia să plece acasă. Și colega mea, Diana Gheorghe, ea este cea care m-a chemat. Era foarte stresată că nu are pe cine să pună. S-a întâmplat asta cu 3 săptămâni înainte de... De premieră? De unul dintre spectacole. Ale, nu am pe cine să pun, te rog frumos, dacă poți să înveți rolul, da, cum să nu, cum să te las, n-am cum. Dar a fost încă o dată un test și l-am trecut și a fost un spectacol foarte bun. A fost din nou un spectacol din care am învățat extraordinar de multe, pentru că pe scenă înveți cel mai mult. Oricât ai învățat teoretic, pe scenă se învață cel mai bine. Se spune că meseria asta se fură și cea de actor și cea de cântăreț se fură. Mergi des la operă, vezi des spectacole de operă, de operetă? Da, cât de des pot. Da, pentru că programul e foarte full, e foarte plin la facultate. Spune-mi, există, ai modele, soprane, mă rog, artiști lirici care sunt repere pentru tine și valorice și, mă rog, știi, când eram copii, spuneam, mi-ar place să fiu... așa, să fiu așa. Da. Cine este modelul tău astăzi în materie de... E una dintre cele mai mari soprane. Eu o admir foarte mult pe Ana Netrebko. Da? Eu admir enorm pe Angela Gheorghiu. Da, 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 da. Este clar, una dintre artistele românce. Cred că sunt cel mai înfocat fan. Da. Și am două sau poate chiar 3 CD-uri de la Angela Gheorghiu, cu dedicații foarte flatante. Super. Pentru mine, îți dai seama, le țin acolo, le ascult, nu las pe nimeni să pună mâna pe ele, pentru că pe CD-ul ăla pusese mâna Angela Gheorghiu și mi-a scris 2 sau 3 dedicații. Bineînțeles. Îi iubesc foarte mult și o prețuiesc foarte mult, da, pe Angela Gheorghiu. Este într-adevăr o artistă desăvârșită și întreaga sa carieră vorbește despre asta. Și eu mă bucur foarte mult că s-a întors în țară, că are reședința, domiciliu acum la București și că este și mai a noastră Angela Gheorghiu. Da. Sperăm să o vedem poate într-o producție la Opera Națională. Ar fi... Ei, cine știe, și să o vedem poate și la Blaj, mai ales că, iată, se deschide Palatul. Nu, da. Eu nu mai cred, eu cred că totul, deci nu mă mai miră nimic, cred că totul este posibil. Ne apropiem de sfârșitul conturării portretului tău. Care sunt planurile de viitor? În afară de dorința noastră și urarea noastră să ajungi o mare cântăreață de operă, să cânți pe marile scene ale lumii și să vii la Blaj, să vii și la Alba Iulia și noi să ne bucurăm teribil că marea soprană Alexandra Anușcă cântă la Blaj sau la Alba Iulia și să te simțim de-a noastră. Întotdeauna. Deci ce faci acum? Care sunt proiectele tale? Deocamdată mă pregătesc pentru un concurs care va avea loc în mai, la începutul lunii. Un concurs mare din București și îmi pun la punct repertoriu. Am aplicat pentru o bursă Erasmus pentru Anglia, Birmingham.
sper să primesc un răspuns afirmativ până în iunie. Da. Îți mulțumesc, Alexandra, pentru că astăzi ai venit la noi la televiziune, că am înregistrat acest interviu. Îți doresc mult succes și ne dorim să ai o carieră strălucită, o carieră care să te bucure pe tine, să te bucure pe toți ai tăi, să ne bucure și pe noi, cei care te-am cunoscut. Și iată, de la liceu și până acum când ești student, am fost alături de tine în examene, în concursuri, în spectacole, cu emoții și cu bucuria izbândei. A fost ediția de astăzi a emisiunii Portrete conturate. Sunt Ion Moldovan, vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem săptămâna viitoare. Thank you.